Bun găsit tuturor! Suntem la Miturile comunismului, emisiunea în care ne propunem să deslușim întâmplări din istoria recentă. În ediția de astăzi vorbim despre anii 80 și datoria externă. Timp de un deceniu, până în 1982, România a fost singura țară comunistă, în afară de Iugoslavia, care a devenit membra organismelor imperialiste, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Era nevoie de capital pentru dezvoltarea țării și banii nu puteau fi obținuți din resurse interne. În total, incluzând creditele de la bănci private, datoria externă a României a ajuns la 11 miliarde de dolari, iar suma totală cu dobânzi și comisioane a fost de 23 de miliarde. I-am plătit cu toții, fără să fim întrebați dacă suntem de acord. Vorbim astăzi despre costurile suportate atât de omul obișnuit, cât și de economia țării și despre ce avem de învățat din experimentul lui Ceaușescu. Invitații mei sunt Călina Cenan, antreprenoare, pasionată de istorie. Călina are o firmă de IT și de câțiva ani creează un podcast de mare audiență, Istoria României. A venit astăzi special de la Cluj să povestim. Îți mulțumesc mult, Călina, pentru efort. Mulțumesc pentru invitație. Pe Iancu Guda îl vedem, îl citim, ne deslușește informații legate de investiții și mediul de afaceri, este lector universitar și economist. Mulțumesc mult, Iancu, pentru prezență. Irina, sunt onorat, mulțumesc pentru invitație. O să încep cu prima întrebare. Avea România în 1989 într-adevăr zero datorii? Dacă vorbim despre datoria publică externă, da. Și a fost o rambursare cu mari eforturi prin raționalizarea a consumului populației, dar și a investițiilor companiilor de stat. Și despre asta o să vorbim în emisiunea asta, cât ne-a costat, de fapt, plata acestei datorii. Cu toții știm limitările la consum, la carne, lapte și curent și combustibil și așa mai departe. Dar, exista și o datorie internă? Da, aici este, de fapt, nuanța pe care mulți nu o știu, că acel sistem comunist centralizat, de fapt, crease o datorie internă de la noi către noi, care era generată de risipă, ineficiență și pierderile companiilor de stat, care dintr-o dată au devenit vizibile după anii 90. O parte din ele s-au prăbușit și au intrat în faliment, insolvență, faliment, radiere. Altele au fost vândute, din păcate, n-au fost resuscitate de acei antreprenori, investitori. Altele s-au modernizat. Avem un exemplu de mare succes, Dacia, care este un campion european, iată, după 3 decenii de capitalism. Dar în anii 80, deci în 89, România avea o datorie. Nu am date despre situațiile financiare în bilanțul companiilor de stat, toate erau deținute de stat, dar majoritatea companiilor de stat înregistrau pierderi, pentru că nu erau eficiente din perspectiva tehnologiei. Era o povară financiară, de fapt. Da, acele pierderi, de fapt, ce înseamnă când statul are venituri sub cheltuieli? Ce înseamnă când o companie are venituri sub cheltuieli? Practic, e o pierdere care trebuie acoperită de undeva. Și pierderile se acopereau din datorie, care venea tot din sistemul bancar intern și din subvenții de stat acoperite prin taxe plătite de noi toți. Deci era o povară fiscală, o redistribuire de la populație și de la sistemul financiar către acoperirea pierderilor companiilor de stat. Deci mai explicăm un mit al comunismului cu ocazia aceasta. Călina, ce crezi că am moștenit din plata asta a datoriei externe? Eu foarte mult în podcast încerc să leg mai multe subiecte, nu doar legate de istorie și nu doar legate de economie. Aici este mai expert domnul Guda. Ce aș vrea eu să spun neapărat este că cred că problema e de natură psihologică, de fapt. Oarecum, noi am moștenit niște traume din perioada respectivă, au fost niște sacrificii mari și, din păcate, revenirea asupra copilăriei aceleia traumatizante nu ne face neapărat bine în ziua de astăzi. Bun, o să vreau să știu cât crezi tu că ai moștenit din trauma asta, dar vă propun să vedem primul reportaj despre cum a fost obținut primul miliard. Își amintește Florea Dumitrescu, fost ministru de finanțe, și vom afla și ce s-a construit din banii împrumutați. Prin condamnarea invaziei Cehoslovaciei din 1968, popularitatea lui Ceaușescu a atras și avansurile marilor banchieri. În vara aceluiași an, Pierre Paul Schweitzer, directorul general al Fondului Monetar Internațional, și Robert McNamara, președintele Băncii Mondiale, aflați în București cu prilejul unei reuniuni, au prezentat liderului român avantajele aderării.
După congresul partidului din 1969, Ceaușescu l-a adus în fruntea Ministerului de Finanțe pe tânărul economist Florea Dumitrescu, specializat în finanțe bănci, iar în octombrie 1970, în timpul unei vizite la New York, Ceaușescu i-a contactat pe Schweitzer și McNamara. Ne-am adresat către Fondul Monetar. M-am dus odată la Ceaușescu și, domnule, zic, dacă vreți să meargă economia, hai să intrăm în organismele astea care ajută toată lumea. Păi cum ne ajută? Și am început să ne documentăm despre Fondul Monetar, despre Banca Mondială. Cu toți au căzut de acord să aprobe politic ca să intrăm acolo. Pentru că dacă nu intram, nu făceam nimic. Adică făceam noi ceva, dar așa, mai redresam o întreprindere, mai o secție o mai modernizam, dar n-aveam bani. Ceaușescu a adus la cunoștință aceste chestiuni celui mai restrâns cerc al puterii, Prezidiul Permanent. În iulie 1971, acest organism, alcătuit din numai 9 demnitari, a aprobat negocierile de aderare. Ceaușescu nu s-a dat înlături de la nimic ca să obțină statutul de țară în curs de dezvoltare pentru România. Deși în discursul propagandistic prezenta țara drept societate multilateral dezvoltată, a invocat venitul mai mic de 500 de dolari pe cap de locuitor și ponderea majoritară a populației rurale. După ce am semnat toate documentele, a vrut McNamara, președintele băncii, să stea de vorbă cu mine ca să-mi spună că bordul lor a aprobat să ne dea un miliard de dolari. Și atunci l-am întrebat, și ce faci, ce putem să facem cu un miliard de dolari? Păi zice, faceți ce vreți, zice. Dar el când zicea ce vrem, din infrastructură. Faceți drumuri, faceți poduri, faceți școli, faceți spitale, faceți... Dom'le, nu ne trebuie pentru asta. Noi vrem să facem niște întreprinderi model. Și zice, noi nu dăm pentru producție. Le-am spus, nu ne trebuie bani ăștia. Țineți-i aici și dați-i la altul. Și noi o să ne descurcăm cu asta. Ne descurcăm că rămâneam... La nivelul la care... Exact. Sau mai rău. Așa a început epopeea marilor ctitorii ale epocii Ceaușescu. Nici măcar Marea Adunare Națională n-a fost informată de unde și pentru ce se primeau creditele. Nici componenților Comitetului Politic Executiv care aprobau proiectele de investiții nu li se comunica ponderea finanțării străine. Ceaușescu și-a informat oficial partenerii din Tratatul de la Varșovia înaintea aderării. Inițiativa sa n-a fost bine primită. Aceștia l-au criticat pentru legăturile cu oligarhii imperialiști. L-a criticat și acasă veteranul cominternist Constantin Pârvulescu. O datorie externă luată din celălalt lagăr, spunea acesta, împietează asupra suveranității naționale. Ceaușescu a profitat și de creditele luate de la cazanul comun al CAER, reprezentat de Banca Internațională de Investiții, fondată în 1970 de țările socialiste. România a aderat la aceasta în ianuarie 1971. A contribuit la fondul comun cu cei mai puțini bani, dar, exceptând Uniunea Sovietică, Ceaușescu s-a împrumutat cel mai mult și de aici. Cu împrumuturi externe, Ceaușescu visa, printre altele, ca până în 1975 să construiască 4 centrale nucleare în România. S-au construit o seamă de obiective importante, combinate siderurgice, metalurgice, chimice, canalul Dunăre-Marea Neagră. Au fost centralele de pe Dunăre construite împreună cu Iugoslavia, dar pentru partea noastră este vorba și alte asemenea obiective. În 1978, datoria externă a României era de aproximativ 5 miliarde de dolari. Din cauza creșterii prețului petrolului și a materiilor prime, până în 1982 a ajuns la 11 miliarde dolari. Ceaușescu a decis să achite integral împrumutul. A fost o idee bună, dar numai pentru cel care avea potențial să plătească această datorie, nu să iei de la, din mâncarea oamenilor și să o dai la export, nu. Președintele țării, Nicolae Ceaușescu, a vrut să lege probabil această chestiune de numele său și spera într-o creștere a prestigiului, a autorității lui. Cum profiturile de pe urma investițiilor cu banii luați cu împrumut erau departe de așteptări,
Ceaușescu a adoptat metoda strânsului curelei la cetățeni, eliminarea importurilor și creșterea exporturilor. Tâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Tu. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Tu. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Tu. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Tu. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Tu. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Cu ce am câștigat din aceste împrumuturi? O industrie grea la nivelul anilor 50... Da, majoritatea investițiilor s-au dus în infrastructură, atât pe partea energetică, cât și industrie, cât și agricultură și infrastructură rutieră de transport. Eu cred că toate acestea sunt investiții bune cu care am rămas, o parte din ele, dacă ar fi fost exploatate și dezvoltate mai departe. Din păcate, după anii 90 nu s-au făcut la aceeași intensitate și multiplicator în economie. De exemplu, astăzi în agricultură doar 10% din suprafața arabilă este irigată. Stăteam mult mai bine înainte din acest punct de vedere. Problema este că, sau care a fost problema atunci, este că o datorie inițial bună, pentru că s-a dus cu preponderență în investiții, în industrie, nu a fost exploatată mai departe la randamentul bun. Adică, datoriile sunt bune dacă sunt investite în niște proiecte care generează un randament ce acoperă costul de finanțare. Exact. Problema este că în acea perioadă inflația foarte galopantă și creșterea, așa cum s-a spus în acest reportaj, absolut deosebit și îmi place în mod deosebit la TVR că avem aceste reportaje și date din arhive. Avem arhivă multe, care da. ne reamintesc trecutul, mai ales pentru cei tineri care nu cunosc. Și atunci inflația foarte ridicată din anii 80. Inflația din exterior, că din exterior, în România nu exista niciun fel de inflație. Exact. De fapt. A făcut ca rambursarea datoriei publice externe la dobânzi ridicate care merg mână în mână cu inflația să fie
complicată de faptul că investițiile pe plan intern domestic s-au făcut în niște domenii în care România nu era cea mai competitivă. Și aici este limitarea, printre multe altele, ale regimului centralizat închis. Dar de ce se întâmpla asta? Era un singur om, Ceaușescu, care lua toate deciziile, nu erau niște economiști care să-l sfătuiască? Ce se întâmpla de fapt? Probabil că nu exista leadership-ul și curajul să-i se spună adevărul și niciodată un sistem centralizat nu poate să distribuie capitalul către acele investiții și sectoare și domenii unde să genereze randamentul maxim. De aceea în comunism o mare problemă era risipa, pentru că alocările de la centru erau distribuite către niște direcții care nu erau cele mai bune, cele mai eficiente și nu puteam să fim cei mai buni în toate. De altfel, adevăratul avantaj competitiv al economiei deschise este că fiecare țară este foarte competitivă în anumite domenii, datorită înzestării naturale, oameni, talent specific local, și atunci fiecare țară exportă la cel mai mic cost cea mai bună calitate a produselor. O România nu putea să facă din toate la cel mai mic cost, la cea mai bună calitate. O să vorbim despre ce se producea în România. Călina, ce știau oamenii despre ce li se pregătește? Oamenii, în general, știau zvonuri și punctul ăsta de a plăti datoriile externe este un lucru care sună foarte pompos și foarte bun. Nimeni nu se poate... Dacă vii oricărui om și îi spui vreau să-ți plătesc datoriile, omul va reacționa pozitiv la așa ceva. Nu știau prin ce vor trebui să treacă și nivelul la care se va ajunge prin acea tactică de strângere a curelei, după cum spunea și în reportaj, care a ajuns într-adevăr la niște, niveluri extrem de mari. Surprinzător de mari. Se făcea economie la calitatea hârtiei, se făcea economie la căldură, la lumină, la apă și la tot felul de alte lucruri care sunt cunoscute, dar mai ales lucruri care impactau viața, care afectau viața de zi cu zi. Și a familiilor în întregime. A familiilor. Întregime, lipseau produse de îngrijire, lipseau produse de igienă. Lucruri care, după cum spuneam și la început, ne-au traumatizat cumva. Mă întreb dacă fabricile care erau competitive erau în vreun fel răsplătite. Muncitorii din fabrici simțeau că muncesc pentru ceva? Aici era o altă problemă, că nefiind capital liber privat, adică acele companii să fie private, deținute de niște antreprenori care să fie motivați să reinvestească profitul datorită randamentului superior, iar apoi să împartă din bunăstare cu angajații, preponderență cei cu rezultate peste medie, productivitate peste medie și să fie răsplătiți cu bonusuri de performanță și să ajunge să câștige, deși sunt pe același nivel ca responsabilitate, poate dublu față de un alt coleg cu aceeași funcție pentru că aveau rezultate duble, lipsea motivația de a face mai mult, mai bine. Și, de fapt, într-un monopol de stat, lucrurile mergeau din inerție, nu dintr-o motivație de jos în sus. Astăzi, în economia de piață deschisă, motivația antreprenorilor de a-și dezvolta afacerile într-un context concurențial, de a fi competitiv, de a fi mai bun, de a exploata oportunitățile înaintea altora, pentru că altfel le pierd și sunt sensibile în timp și concurența decolează și ei pierd avantaj, pierd cifră de afaceri, pierd cotă de piață, pierd profit, pierd angajați, nu mai pot plăti la fel de bine, nu mai pot investi în stocuri, în marketing, toate acestea te motivează să fii primul, să fii competitiv, să cauți oportunități de investiții, atât ca antreprenor, cât și ca motivație și fidelizare a angajaților, ceea ce înainte de 89 nu era. Păstrăm ceva din ceea ce se întâmpla înainte de 89, în felul în care muncim astăzi, voi ce credeți? Cred că în companiile de stat care sunt cu rezultate care nu confirmă o competitivitate, din păcate a rămas această mentalitate și mă uit la CFR, de exemplu, care, din păcate, alocă toată cifra de afaceri, deci veniturile încasate din biletele vândute numai pe salarii. Ori în privat, ponderea salariilor în cifra de afaceri este 15%, pentru că ai și alte costuri și dovadă că această companie de transporturi feroviare nu a reușit să investească în infrastructură, să modernizeze și cu excepția câtorva linii personal a mers către Brașov și Constanța și am evitat orice alt traseu pentru că mi-am dat seama din experiență că timpul și calitatea și întârzierile nu sunt competitive și atunci iau avionul sau iau mașina personală, chiar dacă este mai greu cu mașina personală. Deci, iată un exemplu de mentalitate unde lipsa investițiilor, lipsa productivității și eficienței și moștenirea
mentalității. Da, pentru că m-am uitat la companii similare, CFR din Ungaria, din Polonia, din Bulgaria și m-aș opri, de exemplu, în mod special în Polonia, unde, iarăși vorbim de o țară cu trecut comunist similar, care a avut aceeași moștenire și totuși CFR-ul din Polonia face profit și reușește să fie mult mai modern. Vă propun mai întâi să ne întoarcem în timp cu ajutorul imaginilor de arhivă din nou și al mărturiilor și să aflăm cum se descurcau românii, pentru că asta rămăsese regula de supraviețuire. Descurcă-te! Se exporta tot ce se putea. Conform mărturiei lui Ștefan Andrei, fost ministru de externe și coordonator al comerțului exterior, vindeam și arme, uneori unor state aflate în conflict unele cu altele. Populația credea că noi ne acoperim plata datoriilor externe prin alimente. Alimentele mergeau prioritar în Uniunea Sovietică drept plată pentru petrolul și gazele pe care le importam de la ei. Nici strategia lui Ceaușescu de eliminare a importurilor n-a fost mai eficientă. La mijlocul lui martie 1980, a convocat șefii ministerelor economice și a anunțat că exportul e prioritatea națională. Sarcinile erau de așa natură date de Ceaușescu, nu atât de el cât de ea, că nu mai puteam face față cu exportul. De exemplu, industria ușoară. Vedeam la export produse de calitate superioară. Dar câteodată trebuia să facem pentru export niște produse, confecții, de exemplu, care trebuiau și colorate, cu coloranți. Ceaușeasca, eu dădeam aprobare să luăm acest colorant din import, care nici făceam în țară. Și ea, veznicule, uite, opri acum aprobă importurile. Fii măi, tu nu vezi că le aprobă pentru că se dădea pentru export produsele respective? Și atunci dădeam, de exemplu, în Franța, produse făcute la noi cu coloranți din Franța. Scump la tărâțe, ieftin la făină, s-ar putea spune acum despre strategia cârmaciului. Uzinele Tractorul din Brașov, Bunăoară, nu-și făceau planul la export, deoarece nu li se aprobase importul de vopsea pentru finisarea lor. Din 500.000 de lei, cât era prețul de cost al unui vagon produs la Arad, mai mult de o cincime costau echipamentele importate. Informat că în mai 1980 uzina avea o restanță la export de 27.000 de vagoane, din cauza că nu obținuse avizele de import, Ceaușescu s-a înfuriat. A dat vina pe birocrați, pe miniștri, pe indisciplina în producție și pe proasta organizare a muncii. Se credea un politician de anvergură mondială. Își atribuia exclusiv Sieș evoluția de la fiul de plugar cu patru clase la stăpânul atotputernic al unei țări. Cu această măsură îi judeca și pe cetățeni. Ar fi vrut ca să suplinească importurile de tehnologie prin inovațiile și prin invențiile muncitorilor. Viața era aproape în totalitate îmbrăcată în ideea descurcă-te. Cum poți, trebuie să te descurci, să duci ceva acasă la copii de mâncare. La școală am prins, nu știu dacă o iarnă, poate chiar două, trei, în care resimțeam frigul acut. Adică și noi profesorii stăteam în clasă cu palton, cu căciulă și cei care erau mai sensibili chiar și cu mănuși. Plăteam cât nu face, pe bucăție de carne, pumpui, da? Pe, cum îi spune, calculatoare și Adidas de pui, așa se numeau pungile, cu capete și gheare de pui. Doar în familie găseai pace și liniște. Doar acolo, când te întâlneai cu soțioara ta dragă și când te mângâiai în loc de felul 1, o mângâiai odată pe stânga, felul 2 odată pe dreapta. Era o intimitate făcută cu lumânări și cu, în sfârșit, unii aveau diverse lămpi, alții aveau și instalații de încălzit cu motorină, mă rog, nici motorina nu se găsea. Nu cred că greșesc dacă vă spun că niciodată n-am găsit la prima benzinărie benzină. Era o păcăleală lucrul ăsta. Stăteam câțiva din familie și încercam să vedem unde aduce, că nu se spunea unde se aduce benzină. Și câteodată stăteam degeaba, câteodată reușeam să prindem. Mere în piață găseam, dar în afară de mere, sigur că ne doream din când în când și câte un alt fruct. O portocală, poate de sărbătorile de iarnă,
Nici vorbă, cum? Nu mi-aduc aminte să fi mâncat vreo banană. La indicația lui Ceaușescu, negociatorii români au pretins eliminarea dobânzilor pentru creditele returnate înainte de termen. Au solicitat și reducerea dobânzii la maxim 5% pe an. Ceaușescu i-a amenințat pe creditori că dacă nu-i acceptă propunerile, de la 1 octombrie 1987, România își va achita exclusiv creditele, fără dobânzi și fără a ține seama de fluctuațiile de curs valutar. A reușit să obțină ce dorea, dobânda de 5%. În toamna lui 1986, Ceaușescu a decis vânzarea a 80 de tone de aur din tezaurul Băncii Naționale a României. S-a stabilit și ca acesta să fie răscumpărat după lichidarea datoriei externe. Și între bănci și reglementul internațional mi-a zis aveți bani să plătiți astea? Dom'le, zic, nu avem, dar o să facem. Că făcusem calculul, vindem aurul, vindem aia. S-a făcut sacrificii mari. Și m-am dus la el și uite, zic, am fost în Elveția și președintele băncii și a făcut timp să stea de vorbă cu mine. Chiar a vrut să stea, să-i spunem care e situația. Și ce s-a zis el? Că dacă avem bani să plătim datoria înainte, să facem 100 de întreprinderi, să le modernizăm, să aducem utilaje noi, să mărim exportul, putem să dublăm exportul. El mi-a spus. Și zic, el ne sfătuiește să ne oprim cu plata. Mai aveam, din 12 miliarde, mai aveam de plătit vreo 5 miliarde. Ce era cel mai greu. Și el... L-am văzut că s-a înroșit așa, s-a înfuriat. Adică voi vreți să nu mai plătim datoria. Nu, tovarășul președinte, zic, o plătim, dar nu acum. O plătim peste un an, peste doi. Nu se poate. Vă pun în discuție. Mâine vă chem procuratura. Ne-a amenințat. S-au construit fabrici și uzine și fiecare avea un loc de muncă. Asta este un alt mit al comunismului. Cum se muncea și cum reușeau românii să se descurce? Exact, aceasta este una dintre moștenirile foarte păguboase și chiar în ziua de astăzi. Această nevoie de a te descurca. Pentru că am ajuns acolo, părinții noștri în special, eu fiind născut în 85, n-am reușit să prind foarte mult, dar țin minte cozile pentru lapte din spatele blocului, de la acel magazin alimentar, pentru că s-a plătit datoria prin înfomentare, nu prin creare de valoare adăugată. Adică fabrici... Să explicăm asta, ce înseamnă. Fabrici moderne, care chiar dacă aveau o componentă necesară de import cu tehnologie, să poată să producă mai bine, mai mult, mai eficient, nu cu ciocanul și nicovala, ci și cu linii de fabrici de producție mai eficiente și prin export, prin profitul obținut la export, prin valuta încasată de la export, să fi plătit datoria. Pentru că rambursarea datoriei este bună atunci când o faci din investiții, din valoare adăugată, nu din înfometarea și raționalizare, nu mai găseai produse Ceaușescu alimentare. Ceaușescu a oprit importurile și atunci nu reușea nici să aducă tehnologie modernă. Practic era o strategie sinucigașă, pentru că plafonând importurile necesare ca să amplifici exporturile, nu mai ou, nu mai nici găină. Și atunci soluția a fost de înfrământarea populației, care s-a refulat în această strategie de a se descurca, de a crea o economie paralelă, de a reuși să ia de la vecini pe sub masă, să aibă un verișor prin instituții, un unchi, o mătușe, lucru care, din păcate, și astăzi, vorbeam cu Călina în pauză, ne-au rămas, pentru că rămânem o țară cu o birocrație destul de ridicată, care creează această tentație de a te descurca, de a sări rândul de la coadă, de a suna pe cineva care să te ajute. Oricum, problema de a te descurca, după cum spuneai și tu, creează un sistem paralel care, la rândul lui, devalorizează banii efectiv. Sistemul oficial al banilor devine mai puțin valoros decât economia paralelă, care se desfășoară prin trocuri, prin schimburi de influență, prin prietenie și așa mai departe. Da, pentru că economia subterană, de fapt, înseamnă nefiscalizată. Ca să te descurci cu verișorul de la instituția cutare sau de la nu știu unde, trebuie să dai niște bani negri care nu sunt fiscalizați. Foarte multă masă monetară nefiscalizată creează inflație, care devalorizează prin creșterea prețurilor și faptul că veniturile publice încasate la buget sunt mai mici, ne îndatorăm
Și iată acum extrema cealaltă, dacă o să avem timp să trecem, deși vorbim despre miturile comunismului. Da, vreau în ultima parte să vorbim despre datoria de astăzi. Dar, Călina, știi ce sunt curioasă? De unde îți iei informațiile pentru podcastul tău? Ești născută după 90, deci e clar că numai din cărți și din familie din sau cărți, de unde? Din reportaje, din, de pe internet, sunt surse care pot fi mai bune sau mai rele. E clar că există o doză de părtinire în tot ceea ce auzim și ceea ce ne povestesc, mai ales părinții noștri sau bunicii noștri care atunci au trăit tinerețea. Și e foarte important de dezlipit partea ideologică de partea factuală din spate. Ție ți se pare că te mai influențează perioada asta și pe copilul tău de asemenea o să-l mai influențeze? Cât ducem generațional lucrurile astea? Da, cu siguranță această mentalitate, chiar despre care vorbeam mai devreme, de a te descurca, a rămas în continuare în societate. Și mi se pare foarte important de punctat că inflexibilitatea aceasta a istoriei, prin care preiei mereu, generațional, aceleași obiceiuri și aceleași probleme, este un lucru foarte interesant. Dacă ați observat și primul reportaj care s-a difuzat, a început de la invazia Cehoslovaciei. Și Ceaușescu în sine a fost inflexibil și a preluat din tinerețea lui. Oamenii uită cât a fost de în vârstă Ceaușescu atunci când a căzut și comasează toată perioada comunistă în acei ani 80. Dar, de fapt, el însuși nu a făcut nimic diferit de la an la an. El s-a schimbat treptat și nu a fost niciodată un moment de turnură în care el să zică, ok, hai să plătim datoria externă a României pentru că în momentul ăsta m-am decis eu. Și toată atitudinea asta de a face altfel decât cerea Uniunea Sovietică sau Tratatul de la Varșovia au fost atitudini care au existat încă de la început. Iar la început, în cazul invaziei Cehoslovaciei, spre exemplu, acolo am avut un caz în care trebuia ca poporul, trebuia ca partidul să arate unitate față de Ceaușescu. Atunci Ceaușescu a învățat să fie, să se lase plăcut, că este mai inteligent, este mai bun, că poporul rămâne cu el, partidul rămâne cu el și din această, ca într-un cerc vicios, a ajuns întotdeauna să considere că așa cum crede el este mai bine. Mi se mai pare important să lămurim unde eram în anii 90, adică imediat după Revoluție, pentru că auzim acum foarte des povestea cu Ceaușescu a lăsat fabrici, uzine, drumuri, locuințe. Am găsit în nivelul dezvoltării economico-sociale a României în context european 1989, carte de Constantin Grigorescu. Din 24 de țări europene, România se plasa pe locul 23, în urma ei pe ultimul loc aflându-se Albania, iar la speranța de viață eram la același nivel cu URSS, pe ultimul loc 71 de ani. Cred că e important să știm de unde am plecat după Revoluție. Da, și progresul a fost fantastic. În 3 decenii PIB-ul real pe cap de locuitor a crescut de 5 ori. PIB-ul total a crescut chiar de 6 ori în termen real și faptul că între timp avem o țară mult mai dezvoltată economic ar trebui să ne facă să devenim conștienți că este mult mai bine decât era înainte. Din păcate, vedem în continuare studii, chestionare care arată o pondere importantă a românilor care consideră că înainte se trăia mai bine și cred că acest lucru vine din doi factori. O societate polarizată, pentru că în business top 1000 de companii au jumătate din cifra de afaceri și dacă ne uităm în populație, top 10%, top 20% din cei mai bogați români au aproape 75% din avuția populației și probabil că cei care sunt sub pătura de mijloc consideră că diferențele sunt nedrepte și că înainte ar fi fost favorizați de un regim care le dădea, măcar, cum spun mulți, o casă și o siguranță cât de cât a zilei de mâine. Dar toate acestea veneau la un cost al unei societăți pe ansamblu mult mai puțin dezvoltate. Exact cum este în acea povestioară în care într-o clasă la un test se obțin rezultate diferite, dar profesorul decide ca toți să ia media clasei și la următorul test cei care au rezultate sub medie o să fie motivați să nu învețe pentru că degeaba învață că oricum sunt slab calificați și o să primească o notă mai bună pe medie, dar problema este că ceilalți mai competenți
Rămân și ei la nivelul de mijloc. Nu mai învață deloc, pentru că degeaba învață și au note mai mari, nu sunt stimulați, o să primească o notă mai mică, media clasică, și atunci învață mai puțin și media scade. Aceasta era, de fapt, problema. Media, populația, competitivitatea economiei pe ansamblu era foarte, foarte scăzută. În ultimul reportaj de astăzi ajungem în aprilie 1989, momentul în care Ceaușescu a anunțat că achitase datoria externă. Atunci au aflat românii cuantumul acestei datorii. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Tu. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Tu. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Tu. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Tu. Capitala europeană a culturii e Timișoara. În 2023, povestea se vede la Televiziunea Română. Broadcaster oficial. La Timișoara. La Timișoara. Spațiile sunt vii și se deschid pentru orchestre de inimi, pentru dans și culoare, pentru voci și pentru idei, pentru spectacol. La Timișoara. Traversezi lumii cu viteza poveștilor. Te întâlnești cu tine pe scenă. E capitala ta. Tu pui lumina pe străzile ei. Tu. La mijlocul lunii aprilie 1989, românii au aflat din scânteia o veste mare. Republica Socialistă România își achitase integral datoria externă. Informația fusese făcută publică de însuși Ceaușescu în cadrul plenarei Comitetului Central, desfășurate la București. Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic. Tot atunci s-a comunicat pentru prima dată cu cât ne îndatorasem. La sfârșitul lunii martie am lichidat datoria externă a țării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde dolari. În total, din 1975 până în martie 1989, am plătit circa 21 miliarde dolari, din care dobânzile reprezintă peste 7 miliarde dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble și care de asemenea au fost de mult achitate. Ceaușescu s-a lăudat în aprilie 1989
că în perioada plăților s-au construit peste 1 milion de apartamente, s-au dat în folosință canalul Dunăre-Marea Neagră și canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, s-au făcut 60 de kilometri de rețea subterană a metroului din București, s-au amenajat râul Dâmbovița și noul centru administrativ al capitalei. Ceaușescu jubila în conclavul liderilor tratatului de la Varșovia. Era singurul în 1989 fără datorii. Fie și numai pe acest temei se simțea îndreptățit să-i dea lecții lui Gorbaciov și celorlalți adepți ai perestroică. Ceaușescu a interpretat mișcările contestatare din Polonia și din Ungaria drept amestec al imperialiștilor în contextul datoriilor externe. Când s-au pornit revoltele din toamna lui 1989, le spunea coechipierilor săi din nucleul de decizie: vedeți cine ar fi făcut ăștia dacă noi am fi avut în continuare datorii externe. Imediat după achitarea datoriei externe, Ceaușescu a convocat Marea Adunare Națională. Deputații l-au aplaudat îndelung, ca și cum ar fi încheiat victorios o uriașă bătălie. Și Ceaușescu și ceilalți vorbitori au trecut sub tăcere privațiunile cetățenilor. Mergea cu mine în piece, vedea reacția cetățenilor, îndeosebi femei care stăteau la coadă pentru produs. Nu a reacționat în niciun fel, în multe cazuri. Sau, pe urmă, dădea vina pe autorități, autoritățile locale, bineînțeles, că ele nu știu să administreze și nu se ocupă. Nu e adevărat. Fondul de marfă era limitat. Ce se dă? Și fiecare întreba și spunea cu tare. Dar bineînțeles că omul întreba numai ca să își facă un plan financiar și să așeze la coadă. Și erau chiar și niște plase care se numeau PPC, poate pică ceva, și erau făcute din din sfoară, un fel de fileu, care se putea întinde oricât. Dar se folosea numai la dimensiuni moderate. Ce vă așteptați să se întâmple după ce am terminat? Să rămânem cu untură pe buze, să mâncăm carne de porc. Până la congresul al 14-lea, Ceaușescu n-a reușit să răscumpere cele 80 de tone de aur vândute, așa cum le declarase subordonaților direct la sfârșitul lui martie 1989. Răscumpărase 21 de tone până în decembrie. Exportul era însă în continuare urmărit cu tot atâta sârg ca în vremea datoriei, iar planurile țării și mai mărețe. Românii trăiau senzația că țara se află pe marginea prăpastiei, condusă de un nebun care apasă accelerația. Ceaușescu, în schimb, își fixase atenția asupra lui Gorbaciov, pe care îl privea cu superioritate. Voia, printre altele, să-i demonstreze liderului de la Kremlin că el, Ceaușescu, e iubit de întregul popor. S-au înmulțit astfel omagiile propagandistice aduse ceaușeștilor pe măsura accentuării crizei. Catastrofa era tot mai aproape. Ian, cu ce lecții economice crezi că putem învăța din experiența asta a plății datoriei externe? Oho, multe, și pentru că timpul e limitat, m-aș concentra doar asupra a câtorva idei majore. Ceaușescu a spus că nu mai suntem vasali, nu mai plătim tribut și suntem liberi, spunând indirect că datoriile nu sunt bune, că suntem sclavii cuiva. Este greșit. Și datoriile pot fi bune dacă știm ce să facem cu ele. Dacă le investim și ne dezvoltăm, și le rambursăm prin crearea de valoare adăugată. Și astăzi avem unii antreprenori care spun: nu vreau credit de la bancă, că e stresant, exact, și că sunt sclavul băncii. De aceea avem și o intermediere, adică creditele luate de la bănci raportat la PIB, doar 26%, cea mai scăzută din Europa. De ce nu ne dezvoltăm? Pentru că nu punem banii în mișcare. Și nu există țară pe acest pământ care să nu pună banii în mișcare. 95% din avuția poporului e în imobiliare, depozite bancare și bijuterii. Și banii nu se mișcă. Apropo, mentalitatea de proprietar, de a avea o casă, rămâne și vine tot din istoria comunismului. A doua lecție... În 90, scuză-mă, Polonia, Ungaria aveau datorii mai mari decât noi. Da, și apoi au privatizat și au eficientizat și au reformat administrația publică mult mai bine și au intermediere bancară mult mai mare. Apoi, izolarea.
pe care Ceaușescu a indus-o prin faptul că a închis relațiile comerciale, importurile și faptul că nu aveam circulație a oamenilor, nu aveam posibilitatea să ieșim din țară, este foarte sufocantă și nu te poți dezvolta fiind izolat într-o economie globalizată, tu să faci de toate singur cel mai bine. Nu se poate. Cercetătorii nu aveau acces la reviste, la tehnologie. Și concurența aceasta care de fapt te stimula să fii mai bun și libera circulație a oamenilor, a capitalului, a mărfurilor, de fapt creează acest sistem concurențial care ne ajută să ne dezvoltăm. Și mai trebuie să învățăm că datoriile, nu orice datorie este bună, ca să nu credem nici extrema cealaltă, atunci hai să luăm datorii doar ca să luăm datorii. Datoriile care ne supraîndatorează la nivel de populație pentru un credit ipotecar să iei maximum 25%, de exemplu. La un nivel de business, de companie, datoria să fie plătită din profitul operațional în 3 ani. Dacă depășești aceste praguri, te supraîndatorezi, atunci, într-adevăr, devine stresant, sufocant și poate duce chiar la insolvența unor companii supraîndatorate. Cât timp datoriile sunt făcute pentru investiții, nu ne supraîndatorăm, mișcăm banii și ne dezvoltăm, trebuie să înțelegem că această lecție lăsată de Ceaușescu, datoriile nu sunt bune, este fundamental greșită. Strângerea curelei, crezi că a avut o influență asupra căderii lui Ceaușescu în felul în care s-a întâmplat, Călina? Cu siguranță și aș spune aici, ca să fac o paralelă, până și posturile, care durează destul de mult, la sfârșitul postului mănânci sarmale, mănânci porc, cum spunea și reportajul de mai devreme, se așteaptă oamenii ca lucrurile să se încheie, greul să se încheie la un moment dat. Faptul că greul nu s-a încheiat, iar Ceaușescu, după ce a plătit până la urmă datoria externă, nu a lăsat un pic șurubul, nu a venit cu ceva înspre oameni. Tocmai oamenii, după ce au auzit cuvântarea din aprilie, se așteptau să se relaxeze puțin viața pentru ei. Da, dar e o vorbă celebră, puterea corupe și puterea absolută corupe în mod absolut. Ceaușescu a început să aibă vise pentru mai mult, că se poate face ceva mai interesant și mai bine cu banii respectivi. Dacă datoria respectivă a fost plătită, avea câteva proiecte ambițioase pe care voia să le realizeze și dacă a văzut că acest lucru se poate realiza pe spatele poporului și prin această tactică de a strânge cureaua, asta a fost lecția pe care a tras-o și până la urmă a fost o concluzie greșită, pentru că s-a văzut în decembrie ce s-a întâmplat. Mucur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, își amintea acum câțiva ani că modelul pe care îl preluase era statul comunist, era Japonia. Cum de ne-am raportat exact la japonez? Deci industria, siderurgia trebuia să fie ca la japonez, Iancu. Da, în anii 90 să nu uităm fenomenul japonizării de creștere stagnantă, deci creștere foarte mică, cu inflație ridicată, care a dus exact la această consecință. Adică noi în loc să ne inspirăm de la americani, ne-am inspirat de la economia japoneză, care a pus la fel accent foarte mult pe industrie, pentru că industria vinde foarte bine în comunism, pentru că implică foarte multă muncă manuală, mai ales într-o țară netehnologizată și muncitorimea, clasa muncitoare care avea un job, avea un loc de muncă și avea o casă și avea, chiar dacă nu avea carne zi de zi pendestulate, dar nici nu era înfometată la extrem, măcar pâine cu unt tot găseau, te ajuta să ai acea liniște cât de cât a unui popor care nu era pe stradă și care nu se răzvrătea. Practic, prin clasa muncitoare care avea un loc de muncă și o casă, Ceaușescu încerca să țină sub control lucrurile, dar a trecut foarte mult granița, a exagerat și a dus lucrurile foarte mult către izolare, către înfometare, către raționalizare, către tăierea importurilor, către o industrie care nu era competitivă în toate domeniile așa cum își dorea, era imposibil, și care într-un final a dus către această revoltă. În ultimul minut, Călina, o concluzie? E foarte greu de tras o concluzie, pentru că istoria rulează în continuare, exact. Întotdeauna. Cred că ceea ce a spus domnul Guda mai devreme legat de aspectul economic este foarte important de înțeles, dar de asemenea este foarte important să ne înțelegem pe noi și să iertăm partea asta din noi care a trecut prin ceea ce a trecut poporul nostru. Am spus la început că e vorba de o traumă psihologică colectivă
Și cred în continuare asta, dar ea nu se poate rezolva decât dacă noi învățăm să ne iertăm și să ne adaptăm, să nu avem inflexibilitatea despre care vorbeam în cazul lui Ceaușescu, să avem flexibilitatea de a ne vindeca și de a ne duce mai departe. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Este important să cunoaștem, să descifrăm momentele din istoria recentă. Săptămâna viitoare vorbim despre făurirea omului nou. Ne revedem duminică la ora 18. Pe curând!